Asfaltarea străzii Transilvaniei pe tronsonul dintre fabrica de bere și ieșirea spre Nehoiu se apropie de sfârșit. În această perioadă încercăm să tragem cât mai tare, să profităm de zilele unde temperatura se situează la peste 5 grade, ca să putem asfalta și lucrăm întins pe strada Transilvaniei. Am reușit să finalizăm partea dinspre Vernești, spre fabrica de bere, deci cele două benzi sunt terminate complet. Venim acum pe celălalt sens de mers, am ajuns undeva la jumătate. Dacă nu va ninge sau nu va ploua în următoarele zile, iar temperaturile o vor permite, este posibil ca asfaltarea acestui tronson să fie finalizată săptămâna viitoare. Cel de-al doilea tronson dintre fabrica de bere și Bulevardul Unirii va fi reabilitat și modernizat printr-un proiect cu bani europeni. Drumarii de la Urbis mai au și alte comenzi de onorat. Vor avea șantiere în lucru și pe perioada iernii. Lucrăm de asemenea în centrul orașului, lucrăm la trotuare, facem trotuare din pavaj, un pavaj frumos, frunziș de toamnă, o culoare plăcută. De asemenea, lucrăm la o parcare foarte mare din spatele liceului pedagogic. Lucrările pentru amenajarea parcării de pe Bălcescu au început deja din spatele sediului companiei de apă, unde are și Urbisul birourile. Pregătirile pentru asfaltare vor continua în toate parcările de pe alea din spatele blocurilor turn de pe Bulevardul Bălcescu. Am stabilit împreună cu primăria o listă de parcări mari care le putem lucra pe perioada friguroasă. Le pregătim astfel încât în primăvară să le putem asfalta. Este vorba de parcarea de pe strada Drăgăicii, parcarea de la Drăgaică. Mai avem două parcări mari în cartierul Crâng, fostul micro 14. De asemenea, vor fi continuate lucrările la amenajarea trotuarelor din pavele, unde nu trebuie îndeplinite condiții de temperatură. În sezonul rece se vor face și plantări importante de arbori și arbuști ornamentali pe tot teritoriul municipiului Buzău, iar parcurile și spațiile verzi vor fi întreținute permanent.